Salut, prieteni! Vreau să vă vorbesc despre boilerul Optima, da? Pe care l-am cumpărat acum câteva luni în urmă. Și anume că dacă doriți cumva să-l cumpărați și îl utilizați pentru cel puțin două persoane, să știți că nu o să vă ajute cu nimic. În primul rând, pe carton scrie că este V80. De unde trage concluzia cu toții că ar fi de 80 de litri? Ei bine, acest boiler nu are 80 de litri, are 71 de litri. Ia să vedem dacă pot să focalizez. Da, cred că o să se vadă aici. Aici este 1500 de W, 71 de litri se vede în partea stângă. Ei bine, acest boiler pe care l-am cumpărat acum câteva luni în urmă de la Praktiker, care între timp s-a transformat în Brico, l-am cumpărat fiindcă pe etichetă scria că este 20 de litri. Înainte am mai avut un boiler italian, nu știu cum, ceva de genul, tot de 80 de litri, pentru două persoane era foarte bun. În schimb, acesta o persoană spală complet, iar a doua nu mai reușește să mai facă baie, fiindcă mai ajunge foarte puțin apa caldă. Cel puțin pe sezonul rece este aproape imposibil să-l utilizezi pentru două persoane. Celălalt pe care l-am avut de 80 de litri chiar mă ajuta destul de mult, adică mai rămânea încă apă fierbinte în boiler și după ce se spăla și a doua persoană complet, deci fără niciun fel de restricții. Nu mai spun că acest boiler, acum în sezonul rece, îl folosesc cu, cum spun eu, cu foarte multă precauție, în sensul că pentru a ajunge și pentru cea de-a doua persoană, măcar să apuce cât de cât să se spele, mai închid apa, adică folosesc apa numai atunci când este muse necesar. Fiindcă dacă aș folosi continuu să curgă apa, o singură persoană s-a spălat, a doua nu, chiar nu mai are nicio șansă. Deci, dacă aveți de gând să vă cumpărați boiler electric pentru două persoane, nu luați V80, fiindcă acesta, în primul rând, nu are 80 de litri și, în al doilea rând, clar nu vă ajută deloc, deloc, deloc pentru cea de-a doua persoană. Nu este recomandat, eu nu vi-l recomand. Am observat faptul că are doar 71 de litri după ce îl montasem și după o perioadă când am observat că nu reușesc să-l utilizez, abia atunci m-am uitat pe etichetă să văd datele și am observat că este de 71 de litri. Așadar, evitați cât puteți de mult firma aceasta, fiindcă nu este o firmă care, nu este un producător care se prezinte concret realitatea produsului și atunci puteți să vă loviți de surprize. Surprize pe care, iată, cum mi s-a întâmplat mie, am montat acest boiler, după aceea vă dați seama că nu mi-a mai convenit să-l dau jos doar pentru atâta lucru și să mă duc să-l schimb. Și cred că oricum este mult de muncă ca să trebuie scoasă toată apa, în fine, pentru cei care se pricep știu mai bine despre ce este vorba și nu chiar nu ți convine să mai lucrezi încă o dată cu demontarea după ce că am schimbat și dimensiunea conductelor, fiindcă nu se mai potrivea cu vechea poziția boilerului dinainte și atunci automat că este mai mult de lucru. Deci, nu vă recomand să cumpărați boilerul V80 de la Optima dacă sunt mai mult de două persoane în locuința unde trebuie să utilizați ca și pentru baie. Totodată trebuie să aveți grijă și la cel de V100. Dacă cumva ați avut de 100 de litri, nu este de 100 de litri, probabil că este de 90 și tot așa. Adică nu vă luați după informațiile trecute pe carton, fiindcă sunt total eronate. Uitați-vă pe eticheta de la boiler, da? Pe care o găsiți în partea stângă
și acolo o să găsiți informațiile măcar cât de cât reale, poate, cine știe, vor fi și astea tot așa eronat trecute. Ce vreau să vă mai arăt este faptul că boilerul este pe poziția de maxim. Haideți să focalizăm un pic. Dacă pot să filmez aici. Bun. Iată că se vede, da? Plus săgeată. Deci pentru maxim se învârte către stânga, da? Ei, el este la maxim, da? Da? Ca să se vadă că nu-i dat la minim sau pur și simplu este la maxim, așa l-am avut dintotdeauna și am dus să vreau să vă arăt și acest lucru, să nu credeți că îl țin la minim sau deci l-am ținut la maxim tot timpul. Nu face față sub nicio formă.